100 de ani de la primul concert al Filarmonicii Bucureștene. Prestigioasa instituție de artă, care poartă azi numele marelui Enescu, sărbătorește un veac de nobilă râvnă închinată afirmării talentului interpretativ al poporului nostru, creației muzicale românești, răspândirii capodoperelor muzicii universale. Vă prezentăm din concertul inaugural finalul Rapsodiei I de George Enescu. Dirijează Mircea Basarab.